Universitatea Ștefan cel Mare Suceava vine cu noutăți. Senatul instituției a aprobat regulamentul propriu de organizare și desfășurare a admiterii pentru viitorul an academic. Așadar, taxa de înmatriculare a studenților va avea o valoare unitară la toate facultățile, 100 de lei. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava este o instituție publică care își asigură bugetul atât din finanțări de la Ministerul Educației Naționale, cât și din taxele studenților. În fiecare an, Senatul Universității stabilește cuantumul taxelor pe care urmează să le achite beneficiarii serviciilor noastre. Și în acest an, Consiliul de Administrație și Senatul Universității au stabilit diverse tipuri de taxe. Vreau să subliniez faptul că taxele de studii pentru anul ce va începe în toamna anului 2014 vor rămâne nemodificate, cu mici excepții în sensul diminuării. Precizăm că în anul precedent studenții erau nevoiți să plătească o taxă de înmatriculare cuprinsă între 50 și 150 de lei în funcție de facultate. În schimb, taxa de înscriere a rămas la aceleași valori ca anul trecut la toate facultățile. Aceasta este cuprinsă între 100 și 150 de lei la majoritatea facultăților, excepție făcând Facultatea de Inginerie Mecanică, unde este de 50 de lei. De asemenea, avansul din taxa de școlarizare ce trebuie plătit de studenții intrați pe locurile cu taxă la începutul anului universitar a rămas același, 200 de lei la cele mai multe facultăți. Doar la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică avansul va fi de 300 de lei.